Omul își făcea vilă în 45 și punea pe frontispiciu cui îi lasă moștenire vila. Dar au venit naționalizarea și s-o cam terminat. Cine știe ce s-a întâmplat și cu autorul ideii și cu moștenitorul. Aici probabil au făcut primărie sau altă instituție de stat. Centru medical, CAP, ceva. Și s-a dus pe apa sândetii. Planul omului. Probabil nici nu mai are cine să revendice proprietatea asta. Și de asta deocamdată rămâne în grija primăriei și primăria nu prea are grijă. Deci o pivniță. Cred că era o prăvălie ceva aici. Acum e gata. Ruină. Stă să se prăbușească. Casa cu calidor.